McDonald's a primit o lovitură dură în ultimele săptămâni, fiind obligat să închidă una dintre cele mai apreciate locații din București. Este vorba despre locația din pasajul de la Unirii, unde funcționa de aproximativ 20 de ani. Asta este și perioada pe care contractul cu Metrorex a fost încheiat, iar acum societatea de transport va trebui să scoată spațiul la licitație pentru a fi valorificat din nou. Reprezentanții companiei au declarat pentru news.ro că decizia nu le aparține, aceștia manifestându-se în mod repetat pentru continuarea parteneriatului. De asemenea, aceștia susțin că în măsura în care va fi posibil, vor întreprinde toate demersurile pentru ca locația să fie deschisă din nou. În traducere liberă, asta înseamnă să participe la noua licitație care va avea loc și, bineînțeles, să o câștige. McDonald's este lider al pieței restaurantelor din România, cu numai puțin de 77 de restaurante. Până în ziua de azi, compania a investit peste 800 de milioane de lei în România, unde are 5.000 de angajați care servesc zilnic peste 200.000 de clienți. Din 2016, McDonald's este parte a companiei Premier Capital, partenerul pentru dezvoltarea restaurantelor McDonald's din Estonia, Grecia, Letonia, Lituania, Malta și România. Premier Capital operează 146 de restaurante, mai mult de jumătate dintre ele având McDrive și numeroase cafenele McCafe. Anul trecut, grupul a înregistrat o creștere de 11,5% a cifrei de afaceri cu venituri de 294 de milioane de euro. În 2018, în cele 148 de restaurante ale grupului au trecut pragul peste 119 milioane de clienți, cu 7 milioane mai mulți decât în 2017. Vă mulțumim pentru vizionare și nu uitați, dacă ați aflat ceva nou și util, dați un share și abonați-vă la pagină pentru a nu rata următoarele clipuri. Numai de bine!